Inspirație zi de zi de la oameni diferiți. 3, 6, 5. Prima întrebare este: pe cine admiri cel mai mult și de ce? Dacă este să răspund pe această coordonată, mă gândesc în primul rând că există persoane din viața socială și din amintirile tale pe care le admir cel mai mult, și probabil că întrebarea vine și în legătură cu admirația pentru cineva din zona literară în care mă exprim eu. Din punct de vedere al socialului, să spun, admirația și conduita mea se îndreaptă spre ambii mei părinți, care au avut o contribuție masivă la modul meu de formare într-o perioadă extrem de dificilă. Trebuie doar să spun că tatăl meu a fost ridicat de securitate în ziua în care m-am născut eu. Și el a făcut 15 ani de pușcărie. Wow. În aceste condiții, mama mea a fost nevoită, ca soție de pușcăriaș politic, să adopte tot felul de meserii de astea mărunte. A lucrat într-o bucătărie, într-o spălătorie, ca să poată crește doi copii. Și atunci toată copilăria mea a fost dusă sub varianta asta a unei admirații chiar nemărturisite pentru un om care luptă atât de tare pentru copiii ei. Da. Și care reușește, în ciuda tuturor vicisitudinilor epocii, să meargă înainte și să nu ne lase pe noi copiii să fim într-o zonă de minimă rezistență, plan secund față de alți copii. Noi întotdeauna cu sacrificii imense din partea mamei și mai apoi și a tatălui când a venit din închisoare, am fost ca orice copii din țara asta și din Brașovul în care m-am născut. Da. Și le admir foarte mult, iar aceste lucruri le-am dus și eu mai departe, așa, această tenacitate specială. Da. de a merge înainte cu orice sacrificiu, dacă e posibil. Bun, dacă mă întreb din zona literară, da, desigur că eu am o formație specială. Eu sunt filolog, am făcut o facultate de litere. Da. Și am trecut prin tot felul de cunoștințe pe care le-am căpătat. Oamenii care mi-au predat mie aceste cunoștințe au fost niște oameni speciali. Admirația mea cea mai mare din acest punct de vedere este pentru fostul meu profesor Marin Mincu, un scritor, editor, italienist extraordinar, conducător de cenacluri și de edituri, care a format practic generații întregi de tineri condeieri, mai ales prin cenaclul pe care îl avea la București. Dar el acolo, în timpul facultății, am avut norocul să fie asistent. Era asistentul lui Cornel Regman, criticul literar Cornel Regman, de la Cercul Literar de la Sibiu, practic. Și fiind asistent, am făcut seminarii cu el, am avut așa astfel întâlniri săptămânale, de cel puțin două ori. Scriam în revista Exponto, revista facultății în care am făcut eu la Constanța, și mă bucur că această revistă există în continuare. Ce tare! Eram sub îndrumarea lui. Scriam la început eseuri
legate de anumite subiecte literare pe care noi le studiam la orele de curs, dar mai apoi am trecut și pe cronici dramatice, pentru că eu, dinainte chiar de facultate, dar mai ales în timpul facultății, am avut niște inclinații speciale spre partea interpretativă. Am adunat peste 20 de premii naționale de interpretare ca actor, ca regizor. Și aveam această inclinație, am avut astfel și prilejul să fac cronici dramatice și să mă întâlnesc mereu cu Marin Mincu. Acest om era cu totul special față de alți profesori. Părea ieșit din zona modului de a se preda în facultate. El nu accepta munci patriotice cum erau studenții pe vremea mea, trebuiau la în septembrie să meargă la cules struguri sau la un altă parte. Nu accepta lucruri care ieșeau din sfera literaturii și era extrem de dur cu studenții care nu reprezentau dovada faptului că studiază și că sunt receptivi la ceea ce se face, dar extrem de apropiat și de mare ajutor pentru cei cu care el putea într-adevăr să discute și să aibă legături literare. O asemenea conduită, de asemenea, am abordat-o în continuare. Nu sunt un om care, să zicem, am o afinitate specială față de unii colegi de-ai mei care se păstrează așa într-o zonă de mediocritate, dar mă străduiesc să am legături cu cei care merită și de la care am ce învăța și să nu mă las sub, în orice condiții ar fi, în viață, în activitatea literară, indiferent câte obstacole apar, indiferent câtă indiferență există în jurul meu, din punct de vedere literar, eu merg pe un drum pe care îl consider că mi se potrivește cu structura mea interioară. Asta am învățat de la Marin Mincu. Ei sunt, deci, oamenii pe care îi admir în mod special în continuare. În regulă. Super. Următoarea întrebare. Ce obiceiuri sau convingeri noi ai adoptat în ultimul an sau ani care ți-au schimbat viața într-un sens pozitiv? Există chiar o perioadă clară în care s-a produs o schimbare în modul meu de acțiune, de reacție, cel puțin în plan artistic. Da. Perioada aceea, anul acela, este anul 2012, când eu am obținut Premiul European de Poezie Nux la Târgul Internațional de Carte de la Milano. A fost o răscruce acel moment, da. Pentru că a fost o confirmare a faptului că ceea ce fac eu, străduințele mele literare de până atunci, sunt bine receptate acolo unde trebuie. Eu scrisesem până atunci 7 volume de sonete în 7 ani consecutivi. A fost o decizie a mea pe care am luat-o în 2005. Am simțit că eu ca filolog mi-am dat seama de toate dedesubturile acestei activități. Mi-am dat seama că se potrivește perfect cu modul meu de a fi, cu care are muzicalitate, are știința accentelor, trebuie să fie atent la modalitatea de a concentra totul într-o variantă redusă, într-o formă fixă, dar că să duci totul până la sfârșit, iar finalul să fie unul concesiv, concluziv. Nu este simplu, un sonet nu este simplu de scris. E o provocare pe care mi-am impus-o. Și provocarea asta mi-am impus-o poate tocmai datorită lui Marin Mincu, pe care îl știam că nu se lasă nici cum atunci când are o idee în minte. Și după cele 7 volume de sonete, după ce a apărut această confirmare la Milano, am fost singurul scriitor din lume premiat la Târgul Internațional de Carte de la Milano. Și
mi-am dat seama că drumul este corect, este bun, Confirmarea. sigur, numai acela. Și faptul că exprim într-un anume mod, este prezența mea într-un anume mod față de spectatori sau cititori. Acolo am făcut la festivitatea de premiere de la Milano, am făcut, sigur, și un recital cu niște sonete interpretate și în română și în italiană. Mi-am dat seama cât de mult prinde această variantă, pentru că omul are în față concret poezia și modul artistic, modul profesionist de a o exprima, nu citirea inexpresivă dintr-o carte. Și atunci, din acest moment, schimbarea a fost următoarea. Mi-am dat seama că de acum înainte, în acest mod trebuie să mă prezint, să renunț la varianta mesei de prezidiu și a criticilor care se dau marcă, știu, să-și exprime părerile exegete, au o exegeză corespunzătoare asupra cărții, dar mai multe laudă la o lansare, că așa e momentul. Da. Și atunci am zis, nu am numai nevoie, trebuie să mă prezint singur, pentru că eu scriu pentru oameni. Importantă este părerea lor, a celor care ajung în posesia cărții sau a poeziilor mele, nu părerea criticilor despre poezie, nu părerea altora, părerea proprie a cititorului. Și eu fac acest lucru, prezint poezia, adică a fost momentul în care am trecut la un pas suplimentar. Am transformat poezia în spectacol. Asta s-a întâmplat în ultima perioadă de timp ca schimbare și lucrul acesta merge în continuare. Este foarte bine primit. Din fericire, am chemări numeroase și întâmplător mai mult în străinătate cu recitalurile mele, pentru că după Milano am fost invitat la Torino, am fost la Roma, am fost la München și anul trecut am făcut un turneu de 3 luni în Statele Unite și în Canada. Am bătut Canada de la Pacific la Atlantic, de la Vancouver la Montreal și Quebec. Ce tare. Și în toate marile comunități românești de acolo. Oriunde am fost bine primit și în țară am fost în nenumărate locuri, de la Timișoara la București, de la Lugoș la Piatra Neamț, la Media și la Buzău. Lumea primește cu plăcere acest lucru care se vede că este altceva decât modul în care se prezenta un autor până acum în felul lor. Asta este partea mea de schimbare din ultima vreme și pe această modalitate mă voi concentra să acționez în continuare, pentru că este o prezentare completă a muncii și a posibilităților mele. Mi-am adunat cumva într-un singur loc toate darurile pe care probabil că le-am primit de sus, în cazul meu și de poet și de interpret. Asta este mare lucru. Așa este. Dacă ar fi să înveți pe cineva un lucru sau concept, care ar fi acela? Se întâmplă să mă întâlnesc de foarte mult, mai ales de foarte mult timp și de multe ori, mai ales cu generația tânără. Da. Eu sunt unul dintre lectorii acelei forme de acțiune de relaționare cu tinerii, se numește Bookland, conferințe pentru tineri. Și anual am întâlniri cu grupe de tineri, elevi și studenți. Asta se dorește în cadrul acestei acțiuni, să aibă legătură tinerii cu cineva care a avut niște realizări în viață, a trecut prin niște experiențe. Da. Și eu întotdeauna lor și oricui a fost în fața mea și care m-a ascultat, îi spun următorul lucru principal, așa, sugestie principală pentru viața și activitatea fiecăruia. De timpuriu ar trebui ca fiecare să-și rezerve măcar 5 minute pe zi să stea într-un loc care-i convine, în intimitate,
acasă sau într-un parc sau oriunde îi place. Și în momentul acela să lase toate celelalte gânduri și presiuni ale zilei, ale realității la o parte și să se gândească la ei înșiși, să încerce să se analizeze și să se întrebe ce știu să facă, spre ce cred ei că se îndreaptă, ce le face lor plăcere mai mult. Poate nu vor remarca imediat, poate că la o anumită vârstă vor zice, a, băi, cel mai mult îmi place acum să merg într-o discotecă să mă distrez, sau îmi place să mă uit la meciuri la televizor, treacă vremea până noaptea cu două, trei beri alături de mine, sau îmi place să văd, să ascult concerte simfonice. Bun, pe parcursul vârstei, cu cât avansează în vârstă, s-ar putea ca analiza aceasta a propriei persoane să suporte modificări, să-și dea seama că poate nu ăsta este chiar lucrul cel mai important pentru ei, că parcă sunt mai atrași de altceva, de un alt eveniment, de un alt lucru. Și până la urmă, când vor trebui să ia niște decizii majore în viață, dacă vor considera că au descoperit că sunt buni să facă șuruburi, să meargă pe linia asta în continuare, să adopte varianta asta, pentru că aceea este varianta care le face plăcere. Și dacă faci un lucru cu plăcere, atunci poți ajunge la rezultate importante și poți să merge înainte. Deci, până la urmă, decizia pe care o iei trebuie să fie decizie în conformitate cu structura ta interioară, cu capacitățile tale. Cu valorile tale. Da, cu pasiunile tale. Cu pasiunile tale. Și dacă faci cu plăcere și pasiune acest lucru, numai atunci se poate ajunge. Altfel, este posibil să ajungi până la finalul vieții și să nu știi cine ești. Să fi trecut prin viață pe lângă lucrurile importante pentru tine, pe care nu le-ai recunoscut, să nu faci altceva decât să supraviețuiești, nu să trăiești. Nu? Da. Important este să reușești să lași niște semne în urma ta. Și asta numai când te-ai reglat și știi exact pe ce drum mergi, care este drumul potrivit pentru tine și îl faci cu pasiune. Așa este. Următoarea întrebare. Care e una din investițiile tale care a dat roade? Investiția mea principală este în timp. Da. Sunt unul dintre cei care, apropo de această recunoaștere a posibilităților proprii, sunt unul dintre cei care m-am recunoscut târziu, mi-am recunoscut târziu adevăratele posibilități în viață. Eu am început să scriu numai după 50 de ani. Tuturor tinerilor le spun să nu faceți ca mine, să nu luați exemplul meu, încercați din vreme să vă orientați spre ce știți să faceți. Eu de-abia după 50 de ani am început să îmi dau seama că am făcut multe lucruri frumoase în viață, dar că ele se pierd după ce se consumă. Am făcut spectacole, am jucat în diferite spectacole, am obținut premii, am mai scris și acolo, dar foarte puțin. Dar lucrurile acestea, la spectacole, de exemplu, se consumă după ce se închide cortina. Foarte puțin își mai amintesc de ele, numai cei care au fost în sală. Am simțit nevoia, la un moment dat, să fac lucruri mai durabile, lucruri care să rămână și după mine. Și de aceea, de-abia după 50 de ani, m-am decis să scriu. Și în clipa aceea, timpul pentru mine a fost și dușman și prieten. Am simțit nevoia pe undeva să recuperez timpul pierdut. Și am scris cu o fervoare și cu o energie
peste limitele obișnuite. De aceea mi-a ieșit câte un volum de sonete în fiecare an. A fost o perioadă în care mi-am impus să scriu câte un sonet pe zi, fără niciun fel de pauză, nu sâmbătă, nu duminică, nu nimic. Pentru mine, alte elemente mai importante decât acestea pe care le descoperisem că se potrivesc cu mine, nu mai existau. Și a fost o luptă cu timpul permanentă. Aș putea spune că este și în continuare, pentru că este acum această nouă formă a mea de prezentare pe care simt nevoia să o duc peste tot unde este posibil și unde sunt invitat, chiar dacă necesită eforturi. Nu este ușor să susții un recital de o oră, de un singur. Cu siguranță nu. Tematici diferite, pentru că sonetele acestea sunt aranjate în așa fel încât să aibă o foarte mare varietate, de la lacrimă, la durere, la strigăt, la bucurie, la emoție, de tot felul. Și chiar la un moment dat am avut probleme medicale din cauza eforturilor pe care le-am depus la aceste recitaluri, dar m-am refăcut și merg în continuare pe această linie și lupta mea cu timpul continuă. Înțeleg. În regulă. Următoarea întrebare. Care e acel lucru pe care oamenii îl consideră nebunesc și tu nu-l consideri? Da, este unul foarte clar și sigur. Nu trebuie să caut prea mult să descoperi acest lucru. Cel mai nebunesc lucru pentru oameni și chiar pentru colegii mei din Uniunea da. Scriitorilor cu care discut, da. Este acest curaj nebunesc de a străbate lumea aceasta în lung și în lat, de a trece dincolo de ocean, de a întâmpina medii aproape necunoscute, de a trece aproape zi de zi din localitate în localitate, de a străbate mii de kilometri, de a ajunge de la un ocean la altul, celor mai mulți se pare un lucru nebunesc și îmi spun de nenumărate ori că ei n-ar fi în stare să facă așa ceva. Este un lucru extrem de dificil, pentru că schimbi avioane, treci oceane, treci da. Continente. Lucrurile acestea necesită o pregătire îndelungată, pentru că trebuie să ai tot felul de relații, să cunoști oamenii de acolo care ar putea să sprijine, care ar putea să organizeze acțiunile pe care tu le oferi, să ai unde să dormi, să ai toate celelalte elemente care înseamnă viața normală a unui om și a unui artist, la urmă. Lucrurile acestea cer timp, cer efort, cer stăruință, cer să nu te dai bătut, pentru că asemenea turnee de anvergură da. Pot pe cei mai mulți să-i convingă că nu se poate și că trebuie să se lase pe să renunțe, da. Să faci așa ceva. Problema este, totdeauna mi-am pus-o, problema este să nu spui niciodată că nu se poate și dacă mai faci dincolo de acel nu se poate un pas, un singur pas, ți se pot deschide niște drumuri și lucrurile să se limpezească, să se lămurească când nici nu te aștepți. Eu mă bucur că am în continuare și această energie și acest curaj de a merge oriunde, oricât de departe și oricât de nebunesc ar fi planul și satisfacțiile sunt pe măsura acestor eforturi. Sunt sigur de asta. Următoarea întrebare. Ce ai pune pe un afiș care ar fi văzut de tot globul? Este ceea ce cred că am pus în ultima vreme, în ultimul an. Da. După
după ce a apărut antologia mea de sonete, că după cele 7 volume de sonete a apărut și antologia sonetelor mele, Fluturele din Fântână, este o carte care cuprinde o selecție din toate cele 7 volume ale mele. Se numește Fluturile în Fântână și când m-am hotărât să fac recital de poezie din sonetele mele, am pus titlul recitalului exact acest titlu al antologiei. Recitalul meu se numește Fluturele din Fântână. Și m-am gândit eu ce este acest recital. Nu e numai o, cum să spun, o așezare pe un scaun în fața spectatorilor și o recitare la nesfârșit ca o moară a unor poezii. Nu. Este cu multă mișcare, este cu da. o idee care conducătoare se trece dintr-una într-alta cu o anumită logică. Este ceea ce în Occident e mai mult cunoscut decât la noi, este un performance. Performance poetry. Da. Lucrurile acestea încep să fie cunoscute și la noi. Am senzația că undeva la Craiova chiar s-a încercat un festival de performance poetry. Nu știu care a fost rezultatul unei ediții, nu știu dacă reușesc să-l mai facă, mi se pare că nu. La noi prinde puțin. De ce? Pentru că nu sunt oameni care pot să-l susțină. Acum, pentru că nu am lângă mine lăudătorii și trebuie să mă laud singur, eu din toate cunoștințele mele și din tot ce am întrebat știu că nu există în România un alt poet care să poată să facă recital de poezie. Am întrebat și chiar i-am provocat pe unii să-mi spună, știu, să-mi dea exemple, să vină cu argumente, să-mi arate încă unul care face ceea ce fac eu, acest performance. Nu, nu am găsit. Și acest pe afiș, asta am trecut eu cel puțin în turneul meu de anul trecut din Statele Unite și din Canada, întâlnire cu poetul Adrian Teanu, performance poetry. Și cu numele Fluturile din Fântână. Poate că aceasta să incite pe unii să vadă despre ce este vorba, unii să se întrebe ce Dumnezeu e asta, da. N-am mai văzut așa ceva, și în același timp cred că e lucrul care spune mai concret ceea ce fac eu în mod clar în întâlnirea mea față în față cu spectatorii, cititori. Asta aș continua să merg, să fac, să spun și să fac și să pun pe afișele mele în continuare. Ca să fie cât de cât distinct formula aceasta mai puțin obișnuită pe care o practic. Da, da, să arate despre ce e vorba. Da. Înțeleg. Da. Bine. Ce faci când nu ești focusat sau te simți copleșit de ceva anume? Sunt multe momente în viață în care te simți complexat și aceasta cred că este o realitate a tuturor. Da. Și sigur că, pe de altă parte, sunt destule momente în care nu poți să faci mereu ceea ce faci în mod obișnuit. Nu poți să faci mereu spectacole, nu poți nici măcar să scrii mereu. Ai dispoziții bune, ai dispoziții rele. Sunt lucrurile din exterior care te împiedică să-ți duci munca așa cum poate ți-ai planificat și poți să cazi de niște stări de aproape de spaimă față de neputința ta de a-și duce lucrurile până la capăt. Din punctul meu de vedere, pentru că am trecut prin multe momente de acest fel, cred că am început să am o rezistență la această
cădere de formă, să spunem, și să înțeleg că având în mine toate datele necesare, orice moment care te împiedică să-ți duci viața ta obișnuită în lumină este un moment temporar. Da. Trebuie să ai răbdarea și liniștea interioară de a aștepta să treacă. Uneori poate să treacă prin energiile tale pe care le pui în lucru și le duci peste limitele obișnuite ca să scapi mai repede din moment de cădere. Uneori nu este suficient. Chestia aceasta cu psihicul, cu mentalul, sunt lucruri care de multe ori te pot depăși și în funcție de duritatea momentelor prin care treci. Da. Dar cu timpul, datorită, mai ales datorită experiențelor personale, poți să fii în stare să le depășești. Le privesc cu toate aceste momente mai dificile, cu o anume seninătate, cu o durere în mine, cu o suportare de asta în mine, în interiorul meu, al lucrului care nu merge, a căderii pe care o am, și pare să fie din ce în ce mai scurte aceste perioade, pe măsura numărului de proiecte pe care le ai. Că atâta timp cât ai proiecte, lucrurile acestea care pot să apară și să te țină în loc, în jur, devin din ce în ce mai rare și din ce în ce mai scurte. Am înțeles. Ce carte ai face cadou tuturor prietenilor tăi? Dacă ar fi să mă gândesc la o carte din afara mea, nu pe care am scris-o eu, da, și cea care probabil pe mine m-a marcat cel mai mult, ar fi Un veac de singurătate de Gabriel García Márquez. Da. Se pare că eu am citit-o într-un moment favorabil, că e important și când citești o anumită carte. Poți să citești o carte extraordinară, dar într-un moment nefavorabil ție, când nu ești pregătit să înțelegi exact ceea ce ea spune și modul în care spune. Se pare că la mine s-a potrivit. Eram exact după absolvirea facultății, eram profesor de română și mi-a deschis niște orizonturi și asupra modului în care se construiește o narațiune și asupra viziunii față de lume în general. Dacă ar fi să le dau așa prietenilor și tuturor celor care mă întâlnesc o carte a mea, da, să le dăruiesc o carte de-a mea, bine, asta este, deja spun un truism aici, autorul este cel mai mult legat de ultima carte pe care o scrie. Dar, din anumite motive, pe lângă antologia sonetelor mele, pentru că acolo cel care o are mă cunoaște cu adevărat cine sunt eu ca poet, ce scriu și dacă le place, e bine, dacă nu, e o problemă. Dar pe lângă această carte, eu le-aș dărui mare drag exact ultima carte pe care am lansat-o acum de curând, da, Povestea premiului Nux. Este de data asta nu o carte de sonete, este o carte care nu știu cum aș putea unde aș putea o încadra. Ar trebui să fie un jurnal, pentru că este povestit exact ce s-a întâmplat și înainte de obținerea premiului și la toate festivitățile de decernare de la Milano și în ce privește reacțiile de după, cu multe poze, culori, cu tot ce înseamnă a însemnat momentul respectiv. Dar este în același timp și l-am recunoscut ca un roman, pentru că nu e vorba neapărat de un anumit scriitor, în cazul meu, Adrian Munteanu.
poate să fie oricine acolo care trăiește niște lucruri care uneori sunt cu totul neașteptate, cu o mulțime de tensiuni create, cu o mulțime de personaje care intervin favorabil sau nu în decursul acestui eveniment, înaintea lui mai ales. Și toată structura asta e chiar o structură romanescă. Eu m-am străduit să scriu cu maximă sinceritate, dar și cu tensiune tot ceea ce s-a întâmplat. Pe deasupra, această carte, spunea editorul meu de la București, editura care a scos cartea, E-Literatura, că este un eseu. Pe de o parte îl înțeleg, pentru că până la urmă, povestind ceea ce s-a întâmplat cu toată situația aceasta de numire, de anunțare, că am obținut un premiu internațional și sunt singurul care am obținut acest premiu și cu tot ce s-a întâmplat, duce mai departe la analiza fenomenului cultural românesc de azi. Pentru că se spun foarte multe lucruri importante despre modul de reacție al instituțiilor culturale românești. Iar instituțiile culturale românești, dacă nu faci parte din grupul lor de apropiați, ca da. Să nu zic din gașca lor, așa, nu te bagă în seamă. Nu se acceptă la noi în România un premiu care a fost desemnat, pentru că a fost desemnat cineva de către un organism din exterior. Se acceptă premiile pe care ei le propun. Ah. Oamenii pe care ei îi propun să fie premiați. Ori, tot acest fenomen, zic eu, că duce la o variantă de eseu despre situația culturală din România de astăzi. Cam da. În regulă. Ca să nu spun că va de continuare, da. Ceea ce este, cum să spun, semnificativ și nu mai ai nicio vorbă de spus după, este faptul că despre acest premiu toate instituțiile culturale din România au fost informate de către organizatorii târgului de la Milano, care i-au invitat pe toți, Uniunea Scriitorilor, ICR, Ministerul Culturii, televiziuni, radio, da. I-au invitat, le-au spus, domnule, premiem un poet român, celebrăm cultura română. Vă invităm să deveniți parteneri media a evenimentului. Nu aveau nimic de făcut, nu trebuiau să dea niciun ban, trebuiau să spună numai da, și atunci numele lor, sigla lor apăreau în incinta pe banere, în incinta târgului, apăreau în catalogul expoziției. Ei bine, nicio instituție culturală din România nu a răspuns. Nici măcar cu un nu. Așa cum ar fi fost normal într-o legătură, într-o scrisoare. Orice instituție trebuie să răspundă în 30 de zile la o solicitare, la o misivă care îi se aduce. Nimeni n-a răspuns. Un punct imposibil de calificat pentru modul în care merg lucrurile în România și nu numai în mediul cultural. Din păcate, da, sună ca și cum există altceva mai important, dar nu cred că există. Da. Dacă ar fi fost ei care ar fi desemnat omul care urmează să fie premiat, bineînțeles că acela nu era Adrian Munteanu și atunci era extraordinar de bine promovat în interior, mai ales. Da. Așa, până la urmă, dacă e vorba de calificarea acestei cărți, eu am spus-o și ieri la lansarea de la Brașov,
Cartea aceasta nu este numai o carte a victoriei unui poet român. Este cartea tuturor creatorilor din România care luptă de unii singuri. Asta este. Asta este. Următoarea întrebare. Dacă fericirea ar fi moneda națională, cum ai deveni bogat? Ce muncă te-ar face bogat? Pentru că mi-am ales, cum ziceam, cel puțin ultima vreme, modul de a viețui, da, și activitatea mea este clar cunoscută și pe această linie voi merge mai departe. Fericirea pentru mine nu ar putea să fie decât în continuare în relația mea cu cititorii. Da. Fericirea mea mă face această relație, această întâlnire cu cititorii, cu spectatorii, pe mine mă face extrem de bogat. Nu am câștiguri materiale speciale, sunt un om obișnuit, dar sunt un om bogat. Mă bucură să aud asta. Ce frică ai depășit și ce ai învățat din experiența respectivă? Frica mea principală a fost în momentul în care m-am apucat de scris. Da. Și neavând contacte cu lumea literară, dar dându-mi drumul pe diferite mijloace internautice, pe site-uri literare, da, de regulă, încercarea de a arăta primele texte pe care le-am scris. Acolo a fost o mare frică legată de reacția oamenilor, de comentarea lor, pentru că era un moment decisiv. Dacă aș fi fost criticat abuziv, multilateral, de majoritate, dacă s-ar fi găsit oameni care să analizeze și să spună că ceea ce fac nu este de calitate corespunzătoare, desigur că mi-aș fi încheiat definitiv activitatea de poet început mele, pentru că eu nu accept jumătățile de măsură. Da. Nu aș fi fost mulțumit dacă mi se spunea: da, e bine că e scrii, că scrii. Sau veșnicele comentarii superficiale de tipul frumos sau bravo. Acesta nu spune nimic. Sau tot felul de floricele, bombonele, sclipici. Asta este o chestie exterioară care nu spune nimic, ba chiar îmi ar fi spus mie că mă plasez într-o zonă așa a superficialității, a unei receptări pe orizontală, nu în adâncime, nu, da, nu în profunzime, și nu mi-ar fi spus nimic. A fost o temere foarte mare acolo, dar din momentul în care reacțiile au fost altele, și când au început să apară nu numai comentatori obișnuiți care, să spunem, că nu aveau o pregătire specială și posibilități de a receta corespunzător un text literar, dacă nu au apărut oameni de specialitate, poeți de importanță sau critici care au comentat favorabil, care au început să facă prefețe la lucrările mari, care să scoată cronici prin reviste despre un anumit volum, atunci desigur că frica aceasta inițială a fost depășită
definitiv și mă duc așa într-o zonă în care, indiferent ce reacție ar apărea, știu că ea poate să fie părerea individuală a cuiva, dar nu reprezintă imaginea pe care o conturează despre poezia mea majoritatea. În regulă. Cărui fapt atribui cele mai mari reușite din viața ta, dar cele mai mari eșecuri? Trebuie să le atribui Da. momentului în care m-am născut. Eu sunt leu. Leii au o energie specială, dar și un orgoliu dus uneori la extrem. Ei trebuie să fie cei mai bine văzuți, trebuie să fie în frunte, trebuie să aibă convingerea că sunt bine apreciați și că au un drum singular așa pe care merg. Acest lucru pe undeva mi-a creat dificultăți. Pentru că tot timpul am încercat să ies din rând Da. și să fiu, să par eu mai grozav decât alții, dar de multe ori depășeam firescul și depășeam raționamentul normal. Mă supra apreciam Da. la un moment dat și din cauza aceasta, mizând pe varianta asta a mea și mergând mai departe pe această linie, am avut tot felul de reacții nefavorabile din partea celor cu care am luat contact, care au văzut altfel felul meu de a mă purta și de a reacționa și rezultatul muncii mele, uneori mergând până acolo încât am avut niște certuri cu niște oameni care n-ar fi trebuit să am. M-am trezit că spun anumite lucruri la o anume stare așa de frustrare, să zicem, niște lucruri pe care ulterior le-am regretat, le-am spus și a însemnat distrugerea unor relații, da, o viețuire așa pe un palier puțin mai îngust. Dar, pe de altă parte, cele mai mari satisfacții le-am avut tot de la această pornire a mea singulară. Eu nu m-am încercat să-mi găsesc un drum pe care nu merg prea mulți. Da. Eu nu aș fi văzut, de exemplu, scriind poezie în vers alb. Nu că nu-mi place. Citesc cu multă plăcere volumele unor poeți de calitate care scriu în acest fel și pot să accept și să receptez corespunzător valoarea lor. Dar eu mi-am ales un drum pe care merg mai puțini. Sunt mai puțini autori de sonete în ziua de azi în România. Și dând la parte o parte din ei sunt foarte puțini care chiar fac un lucru de calitate. Și Da. atunci terenul e mai liber, mă simt mai liber. Eu am spus de nenumărate ori că sunt un claustrofob literar. Nu mi-ar fi plăcut să scriu un vers alb știind că sunt mii și mii de poeți în România care scriu în acest fel. Aș fi simțit că mă calc în picioare, că mă înghesui, că n-am loc să-mi mișc coatele printre ei. Că am în continuare senzația că în acest fel se scrie în așa fel încât nu-i mai poți deosebi pe unii de alții.
Toți scriu într-un anume fel, care practic e o narațiune, o poveste, nu o poezie. Și nu aș fi putut să ies în evidență pe această. Nu aș fi văzut stare să ies în evidență din această masă imensă. De aceea mi-am găsit un lucru mult mai greu de înfăptuit, de scris, cu multe provocări, dar care merg. Pe care merg liniștit, fără prea multă concurență și, în plus, după ce mi-am găsit și varianta aceasta a recitalurilor, deci și a interpretării, știu că am bucuria aceasta de a merge de unul singur și este poate cea mai mare libertate pe care am câștigat-o în lume. Mă bucură. Următoarea întrebare. Dacă ai pierde totul mâine, ce ai face? Nu mi-am imaginat până acum acest lucru. Eu de curând m-am mutat. Da. Mi-am pus problema ce opresc și ce iau cu mine. Chiar m-am gândit, zic, băi, ce s-ar întâmpla acum dacă n-aș mai avea nimic din ce am adunat o viață și ar trebui să mă duc într-un alt loc și să o iau de la început. Sigur că soluții se găseau și da. În acest caz. Da. O luai de la început cu puțin sau cu un timp ai fi reușit să îți încropești o nouă existență materială. Da. Cred că ocupația aceasta a mea de scriitor mă face să ies din rândul acestui pericol. Pentru că eu pot să pierd orice în viață, pot să mă pierd și pe mine însumi. Dar acum măcar am convingerea că ceva după mine rămâne. Acel ceva nu are cum să fie anulat. Da. Nu mai are cum. S-a răspândit prea mult. Nu mai este numai al meu. Da. Deci sunt ferit de pericolul de a pierde tot. Pot pierde totul material, mă pot pierde pe mine da. Și totuși să continui să exist. Adevărat. Următoarea întrebare. Ce sfat ți-ai da unei versiuni mai tinere a ta? Să nu facă ce am făcut eu. Da. serios. Când o persoană mai tânără, o cunoștință mai tânără îmi cerea un sfat, îi spuneam acest lucru. Dar se leagă de o anumită poveste pe care am spus-o mai de mult. Nu aștepte să treacă vremea degeaba, să-și prețuiască timpul care trece și nu se mai întoarce. Orice clipă pierdută, inutil, este ca și cum ți-ai pierdut o celulă din creier. Să gândească tot timpul cum își construiește profilul uman. Da. Să lupte pentru această construcție a lui cu responsabilitate, cu seriozitate, înlăturând lucrurile inutile sau care reprezintă mici plăceri care sunt niște efemeride. Sigur că trebuie la un moment dat să crești niște pauze într-o anumită activitate concentrată și serioasă și dificilă și epuizantă, dar
până și pauzele acelea de gândire și de acțiune pe care le faci, să le faci cu ideea că după ele neapărat trebuie să-ți continui munca pentru a te construi în lume. Da, în regulă. Care e cea mai bună metodă prin care o persoană poate obține ce vrea, ce își dorește? Simplu. Da. Să facă numai ceea ce îi place. Dar în ciuda tuturor celor din jur, în ciuda tuturor celor care îl consideră în alt fel, da, numai el însă se cunoaște cu adevărat. Acea plăcere să fie însă una serioasă, nu plăcerea divertismentului, plăcerea activității reale în viață. Mergând pe această linie, cum spuneam, apar rezultatele și nu se întrevede finalul drumului. Niciodată nu, dacă faci un lucru cu plăcere, nu poți să zici închei un proiect și gata, mă pot declara mulțumit. Întotdeauna se poate merge mai departe. Nu este o noutate, este un lucru atât de cunoscut că nici n-a mai trebui spus. Viața este o continuă luptă. Da. Și noi luptăm pentru a fi ceea ce suntem cu adevărat. Da, așa este. Următoarea întrebare. Care e prima persoană la care te gândești când auzi cuvântul succes și de ce crezi că a reușit? Prima persoană, acum, pentru că nu vreau să gândesc foarte mult, da, este Tudor Gheorghe. Da. Eu l-am cunoscut personal de două ori. Odată când eram student, și a venit și a ținut un recital, a vorbit cu noi, cu studenții și a ținut un spectacol. Am sesizat de atunci că el, fiind actor, face deja altceva, nu numai roluri în piese. Da, da. Cânta și eu sesizasem de atunci cum își alege repertoriul, ce lucruri de consistență introduce, nimic formal, totul cu o anumită idee. L-am cunoscut și atunci, să spunem că l-am cunoscut fiind în grup cu colegii mei. L-am cunoscut însă personal de încă în două locuri. Unul când eu lucram la Paradul Culturii din Brașov, conduceam sectorul teatru, asta era prin anul 1985, și am inițiat eu un eveniment, o acțiune cu caracter lunar, care se numea Studioul Artelor. Și întotdeauna acolo apăreau diferite formații sau interpreți locali care se remarcau la un moment dat, dar întotdeauna spectacolul respectiv, din luna respectivă, se încheia cu recitalul unui cap de afiș, unui actor, da, unui muzician. Așa, pe rând, eu am adus acolo niște nume mari de tot și care, marea lor majoritate, acum nu mai există. Să zicem Ștefan Iordache, să spunem Gheorghe Cozorici, Leopoldina Bălănuță, muzicologul Iosif Sava, pianista Mihaela Ursuleasa, moartă în Austria la
35 de ani, printre care la Ștefan Iordache, asta, Silviu Stănculescu ca actor, Valeria Seciu, Ovidiu Iuliu Moldovan, clarinetistul Aurelian Octav Popa, printre ei la un moment dat l-am adus pe Tudor Iorghe. A acceptat să vină. Da. A ținut un recital, mi-am întărit toate convingerile despre ceea ce face, despre drumul singular pe care îl are, un drum pe care nu-l mai bătătorește nimeni, pentru că el nu este numai omul care are o chitară în mână sau o cobză. Are în spate știința și respectul față de text, față de zona pe care o folclorică pe care o abordează sau de ideea, tematica pe care o are în față, despre ilustrarea unei epoci din existența României prin cânt, prin tradiții. Și după recital am avut timp să stăm mai mult de vorbă. De fapt, eu fiind organizator, l-am condus până la gara, până a venit trenul, l-am stat la o cafea, am mai povestit de una de alta. Da. Și l-am mai întâlnit după aceea încă o dată, eu fiind redactor la Radioul Național, la Societatea Română de Radiodifuziune, el a venit la un festival de teatru care avea loc la Brașov și atunci i-am luat un interviu. I-am amintit de întâlnirea noastră mai veche la Studio Artelor, i-am pus întrebări, interviul acela există, a fost difuzat la Radio România Cultural, mi se pare că a apărut și într-o revistă, și constat că de atunci, deci de să spunem 50 de ani și până acum, el rămâne în continuare pentru mulți și nu numai pentru cei ai unei generații vechi, ci și pentru tineri, un model. Da. Da. Ultima întrebare, Adrian. Ce nu te întreabă oamenii niciodată și ți-ai dori să te întrebe? E drept că m-au întrebat multe. S-ar trebui să mă gândesc un pic, da, la ce ar trebui să mă întrebe și nu m-au întrebat. Poate este legat de întrebarea, putea să fie ceva de genul da. Cum se poate ajunge la niște performanțe din nimic, pornind de la zero? Pe parcurs m-au tot întrebat ce am făcut în un moment, cum am depășit momentul cu tare, unde mă duc, ce planuri am, de unde am pornit și așa mai departe, dar nu am întrebat cum ajung oare aici, pentru că ar putea să fie un lucru care să semne așa un fel de manual de conduită artistică și pentru alții. E, aici, din păcate, e interesant că dacă mi s-ar pune o asemenea întrebare, una la mână că ar fi mai puțin obișnuită, dar cred că nici n-aș avea ce să spun. Știi de ce? Da. Știi de ce? Pentru că eu am o convingere foarte clară în această privință. Da. Să spunem ca scriitor. Da. În cazul meu ca poet, că mă exprim mai mult în această variantă. Cum ajungi să fii un poet?
Ei bine, nu ajunge niciun fel. Nu există o școală pentru așa ceva. Există facultăți de litere în România care au inițiat așa numitele cursuri de scriere creativă. Da. Ei, și ce? Îi învață în felul acesta să devină scritori? Devin ei chiar scritori urmând un curs teoretic? Nici Nu, pomeneală. nu, nu. Asta depinde de calități, de ceea ce ai înăuntrul tău, de dacă ai sau nu ai calitatea respectivă. Mici cunoștințe și îndrumări, să spunem, teoretice ai putea obține, dar nu poți ajunge la un mare nivel dacă n-ai ceea ce, din păcate, e un termen care nu se prea folosește în ziua de azi, dacă n-ai talent. Bun, dacă e vorba de partea interpretativă, aceea actorului, să spunem. Da. Păi acum, în România sunt nu știu câte facultăți de teatru și film, Da, nu? da. Și sunt enorm de mulți actori care ies și n-au unde să joace. Și, din păcate, dacă ai încerca să vezi, sigur că învață să spună și poezie, să recite o poezie, dar spun un lucru urât, dar îl pot verifica, îl pot proba. Cel puțin jumătate din actorii care au urmat o facultate de teatru nu știu să recite o poezie. Nu au calitatea respectivă, nici asta nu se învață. Poți să spui că să analizezi ce spune versul, cum ar fi să fie tonul tău știind ce urmează după versul acela, cum ar trebui să crească sau să scadă tonul, tensiunea, așa, dar toate astea le spui teoretic. În practică, dacă n-ai talent, cum am spus, și în domeniul ăsta, nu se naște nimic. Sunt niște etape în zona aceasta artisticului, ca și în muzică, de exemplu, un mare solist de operă, oricât de multă școală aș fi făcut în conservatorul lui, se distanțează de ceilalți pentru că are talent. Nu e în turmă. Deci, până la urmă, aș fi spus, aș fi răspuns la asemenea întrebare, ajungi departe dacă cel de sus te-a dăruit cu calitățile necesare. Super. Mulțumesc, Adrian. Ăștia suntem. Cu mare plăcere!